Masa fiecărui animal de companie nu numai că trebuie să-i asigure doza de energie, ci să sprijine și buna funcționare a corpului și a tuturor sistemelor. O dietă echilibrată trebuie să conțină o porție corespunzătoare de proteine, carbohidrați, vitamine și alte micro- și macroelemente. Și cum alimentația câinelui ar trebui să fie principala preocupare a oricărui stăpân responsabil, ne dorim să vă povestim mai multe despre ce implică o dietă echilibrată a unui câine, dar și ce implică hrănirea patrupedului vostru. Iată ce trebuie să știți despre alimentația câinilor. Pentru a avea un câine sănătos și fericit, câinele poate să mănânce aceeași hrană ca oamenii. O dietă echilibrată este baza nutriției fiecărui organism, însă animalele nu pot mânca hrana consumată de oameni. Proprietarul ar trebui să respecte principiile unei diete echilibrate și să utilizeze hrană de calitate înaltă. Dacă nu are experiență în prepararea meselor, stomacul de câine nu este adaptat la o cantitate mare de condimente și aditivi pe care noi îi mâncăm cu mare plăcere. Oferirea unei porții din bucatele de pe masa comună nu este niciodată o soluție bună și face mai mult rău decât bine, așa că atunci când stabiliți un meniu pentru animalul de companie, merită să consultați un specialist în prealabil. Tipuri de hrană în alimentația câinelui. Cum în zilele noastre, câinele este un adevărat membru al familiei, parcă l-am așeza chiar cu noi la masă. Trebuie, însă, să ținem cont că un câine are nevoi speciale și că există pe piață o mulțime de sortimente de hrană specială și suplimente pentru câini. Între aceste sortimente se regăsesc trei categorii de hrană pentru alimentația câinelui. Hrană principală, fie ea hrană uscată sau hrană umedă. Suplimente nutritive ce au rolul de a completa hrana principală și de a oferi patrupedului substanțele nutritive necesare. Dezvoltării, snack-uri, prezente sub formă de biscuiți bogați în grăsimi și carbohidrați. Introducerea nutrienților esențiali în alimentația câinelui atunci când gătim singuri hrana pentru animalul nostru de companie. Merită să ținem minte că unul dintre ingredientele de bază ar trebui să fie carnea. Oferă proteine fără de care organismul nu va funcționa corect. Cel mai bine este să adăugăm carne de pasăre, pui, curcan sau rață, sau carne de vită. Multor câini le place și iepurele, mielul și peștele. Cu toate acestea, sunt unele specii de pești, cum ar fi crapul sau plătica, cu care nu ar trebui hrăniți câinii, din cauza conținutului de teaminază. Trebuie ținut minte să gătim carnea numai cu cartilaje, fără oase, deoarece după gătit acestea sunt ascuțite și sporesc riscul de înecare. De asemenea, se recomandă servirea cărnii crude, în conformitate cu principiile dietei BARF. Conform unei diete echilibrate, merită să schimbăm tipul de carne de la aceeași specie. De exemplu, odată să gătim trunchiul, apoi pulpa, măruntaiele sau pieptul. Glucidele sunt la fel de importante ca proteinele, deoarece sunt sursa de energie de bază, necesară vieții. Stomacul câinilor tolerează bine, ca un adaos la dietă, orezul alb sau brun, cartofii sau tot felul de cereale. Fulgii de ovăz sunt de asemenea o idee bună. Desigur, animalele, ca și oamenii, au gusturile lor, iar unele, ca și în cazul copiilor mici, trebuie pur și simplu învățate. A treia componentă a dietei de casă a câinelui sunt legumele, care conțin fibre și minerale necesare. Deoarece nu sunt foarte calorice, nu îi vor afecta negativ greutatea. Câinilor li se pot da morcovii, pătrunjel, dovlecei, broccoli sau chiar spanac. Există multe legume care le plac și care pot fi adăugate la carne. Un adaos bun în procesul de alimentație a unui câine, care diversifică gustul felurilor de mâncare, este grăsimea, inclusiv uleiul de măsline, uleiul de in sau uleiul de somon. Susține procesul digestiv, conține vitamine și, ce-i important, îmbunătățește starea pielii și a blănii. Hrana trebuie să includă și ou,
care conține macro- și microelemente folositoare, vitaminele A și E, biotină și proteine ușor digerabile. Pe de altă parte, produsele lactate sunt pentru câine o sursă de calciu, numeroase vitamine și minerale. Iaurtul natural sau chefirul conțin bacterii care au un efect pozitiv asupra sistemului digestiv. Este bine să adăugați aceste produse la o porție de hrană, o dată pe săptămână. Fructele nu fac parte din dieta obișnuită a câinelui, deși pot fi adăugate. Merele, bananele, afinele și perele sunt benefice. Merită să ținem minte că acestea conțin mult zahăr, așa că trebuie oferite cu moderație. De exemplu, o dată pe săptămână. Alimentația câinelui în funcție de vârstă. Cum hrănești corect un pui de câine? Pentru că sunt în plină creștere și debordează de energie, alimentația unui pui de câine trebuie să fie mult mai bogată în nutrienți decât a unui câine adult. Cum activitățile sunt mult mai energice și aportul de calorii trebuie să fie pe măsură. Pentru un pui de până la 6 la 8 săptămâni, cea mai sănătoasă hrană este laptele mamei, acesta asigurând nutrienții necesarii unei creșteri sănătoase. Însă cum aceștia deja devin curioși din primele 3 la 4 săptămâni, este ideal să începeți să-i obișnuiți cu boabele speciale pentru câini. După primele 2 luni, când puiul de câine este deja înțărcat, puteți include în alimentația câinelui hrană pentru câini adulți. De asemenea, îl puteți familiariza cu hrana umedă, cu gustări speciale pentru junior și cu alte alimente precum morcovii, orezul și carnea de vită, de pasăre, de pește, de curcan sau de iepure. Cum hrănești corect un câine adult? Chiar dacă presupunem că alimentația unui câine trebuie să conțină carne într-o foarte mare proporție, un câine adult are nevoie și de alte alimente precum fructe, legume sau cereale, care să ajute digestia. O dietă echilibrată a câinelui adult poate însemna 50% carne, 25% orez și 10% fructe și legume permise. Atunci când doriți să introduceți în alimentația câinilor mâncăruri noi, e indicat să o faceți în cantități mici și într-un mod treptat. Totodată, țineți cont și de cantitatea de mâncare pe care o oferiți câinilor, aceasta fiind legată de vârstă, de talie, de rasă, de greutate sau de nivelul de activitate. De câte ori pe zi hrănim câinele? Regulile de alimentație privind un pui de câine sugerează hrănirea în cantități mici și regulate. De obicei, atunci când puiul încă este hrănit de mamă, e suficient să îi oferiți câte o lingură de mâncare de 4 la 5 ori pe zi. Puii au nevoie de o dietă echilibrată, considerând energia pe care o au și cât de repede o consumă. În ceea ce privește alimentația câinilor adulți, aceștia trebuie hrăniți de până la 3 ori pe zi cu porții de dimensiuni similare. Doza exactă trebuie stabilită de către un specialist în funcție de activitatea câinelui și de greutatea acestuia sau de particularitățile rasei. Între mese, de exemplu, în timpul antrenamentelor, patrupedul poate primi snack-uri cu un conținut ridicat de carne. Snack-urile trebuie introduse treptat în dietă, astfel încât sistemul digestiv al câinelui să nu aibă de suferit. Oasele, pe care majoritatea câinilor le adoră, pot fi un pericol. O astfel de gustare are totuși bucăți cu muchii ascuțite, care pot dăuna câinelui înfigându-se în palat sau deteriorând mucoasa delicată a esofagului sau a stomacului. Câinii pot întâmpina probleme de sănătate sau pot fi supraponderali. Este important ca fiecare dietă să fie adaptată luând în considerare nevoile individuale. Merită să cereți medicului veterinar sfaturi nutriționale privind alimentația câinelui în timpul vizitei de control. Unele patrupede necesită alimente specializate și suplimente care să le susțină organismul. Notă: textele de pe blog nu sunt recomandări medicale și nu înlocuiesc vizita la medicul veterinar.